Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o etalare despre dragoste pentru relații. Așadar, alegeți-vă una dintre cele trei variante pe care le-am pregătit aici cu cărțile. Sunt trei pachete de cărți de oracol. Lenormand, oracolul Sibilei sau oracolul Lenormand, cum doriți voi să-i spuneți. Fiecare pachet are o energie proprie, așadar în funcție de pachetul pe care voi îl alegeți și predicția va fi mai apropiată de adevăr, pentru că rezonează mai mult cu energia voastră. Și primul pachet este pachetul maro, al doilea pachetul gri și al treilea pachetul albastru. Așadar, alegeți-vă pachetul cu care voi rezonați sau în ordinea în care sunt puse pachetele. Și să vedem pentru prima variantă la ce vă puteți voi aștepta în următoarele 3 luni de zile în dragoste cu persoana iubită. Ok. Să vedem așadar care este predicția pentru voi. La ce vă puteți aștepta în dragoste? Cum se va comporta cu voi persoana iubită sau ce se va întâmpla în următoarele 6 luni, 3 luni, dacă veți fi împreună sau nu? Dacă vă va căuta? Când vă va căuta? Să vedem dacă există vreo șansă să aveți mai multă bucurie. Aici mi-apare, o să grăbește o veste, un secret sau poate chiar o dovadă de fidelitate. Sau va trebui să aveți mai multă încredere în voi. Poate să apară un motiv de bucurie, cineva să vă ofere o protecție, dar totuși trebuie să fiți prudenți, că poate nu este suficientă fidelitate între voi, suficientă încredere. Să vedem. Ok. Să vedem despre voi în acest moment. În acest moment sunteți într-o perioadă norocoasă. Deci ar trebui să profitați de circumstanțe, pentru că în acest moment se pare că sunteți într-o perioadă norocoasă în care ați putea, dacă nu mai sunteți împreună cu partenerul, să reluați relația. Sau, dacă sunteți cu partenerul, să faceți să funcționeze și mai bine. Ați avut deja poate o mică întâlnire cu această persoană sau de curând, poate că ați v-a dat speranțe, așadar profitați acest noroc, pentru că circumstanțele vă sunt acum favorabile. În următoarele 2 săptămâni așteptați-vă poate la o vizită, la o călătorie. Sau va trebui poate să vă comportați cu mai multă maturitate sau relația voastră în următoarele 2 săptămâni, 15 zile, ajunge la maturitate, da? Se maturizează ceva în relație. Totuși, în următoarele 3 luni de zile, voi trebuie să fiți atenți că aveți un dușman, aveți un inamic, cineva care încearcă să vă pună bețe în roate, iar voi nu aveți încredere, voi sunteți, vă trebuie să vă faceți o clarificare în minte, că sunteți puțin cam indeciși, da? Sunteți cam indeciși ce să faceți, cum să faceți. Aveți nevoie de mai mult, voi aveți nevoie de mai multă încredere în voi, pentru că îmi apar aici că vă apar vești pozitive, vă poate căuta sau deja v-a căutat, v-a sunat, spre exemplu, persoana iubită și veți putea revedea chiar, da? Avea un vești de la persoana iubită sau voi sunteți dispuși să comunicați, trebuie să fiți mai dispuși să comunicați, poate chiar să luați inițiativa. El pare că aici pare că vrea să se împace cu voi, să fie cu voi, să aibă o relație cu voi. Da? Așa îmi pare că practic situația este în acest moment de reîmpăcare.
energia, să zic așa, care circulă în jurul vostru sau care vizează relația voastră, este energia întâlnirii sau a împăcării, a reconcilierii, da? A unor momente plăcute, a unor răspunsuri pozitive. Deci dacă voi luați inițiativa, este foarte posibil să primiți răspuns pozitiv de la această persoană, pentru că sunteți în niște momente favorabile, în care este mai dispusă cealaltă persoană să comunice, să aibă o relație cu voi. Dar și voi trebuie să dați dovadă de mai multă maturitate, poate să nu vă comportați irresponsabil ca niște copii. Și totuși să fiți și atenți, am spus, în jurul vostru, pentru că aveți un dușman, aveți pe cineva care vă spionează, aveți un rival, o rivalitate, da? Deci cineva care e pe urmele voastre, care încearcă să vă împiedice, vrea pur și simplu să vă aducă la despărțire, vă urăște, practic. Aici aveți un dușman de moarte, cineva care vă urăște, care nu vrea ca să fiți fericiți, poate un fost partener sau poate cineva care în orice caz are o invidie, are o gelozie, are o răutate, ceva, da? Și voi trebuie să vă găsiți calmul și echilibru, să vă rupeți de trecut, poate, da? Să încercați să faceți o clarificare, poate, cu partenerul, cu partenera. Iar aici partenerul, persoana iubită la care voi vă gândiți, stă pe gânduri, așteaptă, se gândește, vrea să se clarifice o situație, vrea să-și clarifice poate gândurile, se lasă inspirat de moment, da? Deci face ce simte pe moment, ca să zic așa, da? Este o persoană foarte precaută într-un fel sau altul, iar mai târziu, cam peste 6 luni de zile, veți afla niște secrete totuși aici. Voi trebuie să fiți atenți că în jurul vostru, cu siguranță aveți niște dușmani. Aici mi-apare o hoție, o schimbare, cineva care încearcă să fure, se poate să fie chiar să influențeze pe partener, poate că aveți un dușman de cineva care lucrează împotriva voastră, poate că vă strică imaginea. Deci e cineva care e un hoț, un dușman care vrea o schimbare. Vrea să facă o schimbare și aici mi-apare chiar forță fizică, un secret, niște obstacole care vă vin, o agresivitate, da? Deci atenție că puteți fi tratați cu răceală, agresivitate sau vi se pun obstacole în cale să aveți această relație cu această persoană din cauza unor dușmani, da? Deci această persoană stă pe gânduri, ea își dorește, parcă și reîmpăcare, revedere, dorește o clarificare poate, dar depinde poate și de voi, va trebui să vă păstrați calmul, să fiți mai echilibrați, mai echilibrate, ca să puteți ajunge să aveți cu această persoană o mai bună armonie. Relația poate să dureze, să aibă durabilitate în timp, dar depinde și de voi, de maturitatea voastră. Și să vedem și la varianta a doua, varianta cu pachetul de cărți scrii, să vedem la voi ce se întâmplă în următoarele 3 luni de zile cu relația cu partenerul, ce va fi, dacă veți fi împreună, dacă vă caută, dacă veți avea o relație bună, veți mai fi împreună, ce se va întâmpla în această relație cu partenerul, cu partenera în dragoste, da? Și la voi aici mi-apar niște vești, dragoste, există și asta de neliniște, poate și de datorită unui trecut, a unor lucruri legate de trecut. Vedem. În acest moment e vorba despre, da, posibil ca între voi să fie deja poate vă plecați în vreo călătorie sau el a plecat la drum, această persoană, sau gândește să facă o călătorie chiar cu voi, poate. Poate chiar își dorește cu voi, pentru că aici mi-apare o combinație, ca și cum există cadrul propice ca voi să fiți împreună, să plecați împreună la drum, să faceți împreună
o relație, da? Deci există, cu toate că există niște dubii, poate să fie vorba și de o atracție, de a face ceva împreună, da? Circumstanțele acum vă sunt favorabile, pentru că mai ești aici chiar propunere de afaceri, regal, cadouri. Deci, circumstanțele vă sunt favorabile acum ca să fiți împreună. Este o propunere, poate să începeți ceva nou, o relație nouă împreună, o relație care poate duce chiar să faceți și o afacere sau să lucrați împreună. Puteți avea această șansă. Circumstanțele vă sunt favorabile și ați avut și în trecut momente de bucurie, da? A fost o chestiune poate și de ambiție. Poate că dacă v-ați supăra, v-ați certa sau a stat la distanță, a fost și pentru că a fost o chestiune de ambiție, dar întâlnirea între voi doi, cunoștința asta între voi doi, poate a fost o chestiune și de, ca și cum ați descoperit o comoară, da? V-a adus multă bucurie. Voi poate sunteți plecați la drum sau apare ceva pe neașteptate. Deci acum sunt niște situații care pe neașteptate lucrurile se pot schimba. Poate apărea o reîmpăcare, o revedere, o reluare a relației, să treceți la un alt nivel, să fiți mai bine. Dar totuși, în următoarele 15 zile vă văd singuri aici. Sau se schimba o situație, va fi o situație de izolare, de singurătate, de chiar de ură. Deci se poate schimba de la un moment la altul această situație. Apare ceva pe neașteptate, ora o chestiune de orgoliu, de ambiție. Poate din cauza unor bani, poate din cauza unor discuții legate de bani, a unei călătorii. Apare ceva, o ambiție aici, da? Deci o tristețe, o îndepărtare. Deci dacă nu sunteți cu această persoană, se pare că în urmele 15 zile să nu reușiți, cu toate că circumstanțele vă sunt favorabile. Dar poate cealaltă persoană este mai mult preocupată de bani, mai mult are niște ambiții legate de muncă, de servicii, are ambiții să plece poate undeva. Depinde acum de la situație la situație. În orice caz, următoarele 15 zile mi-apare că totuși va duce singurătate, tristețe, da? O perioadă de separare din cauza unei călătorii. Poate să fie și acest lucru și vă va supăra acest lucru tare. Și în următoarele 3 luni de zile trebuie să vă așteptați totuși, orică persoana iubită va fi nesinceră, va minți. Atenție să nu vă treziți fără vreun dar din cauza persoanei iubite, sau atenție să nu aveți parte de o hoție, cineva din afara relației care încearcă să vă strice, da, această relație, da, e o hoție aici la mijloc, legată de drumuri. Orică pleacă la drum și nu vă spune partenerul, pentru că mai și de aici din start acest drum, da, pe neașteptate apare un drum, apare o hoție, atenție, are legătură și cu bani, are legătură cu munca, cu afacere, poate pe cont propriu, poate și o situație de boală aici, da, poate să fie vorba și de o boală, orică cealaltă persoană e bolnavă și minte că pleacă la drum, pentru că nu vrea să spună că e bolnavă, orică are alte probleme, orică voi să nu vă îmbolnăviți pentru ce aflați, da? Pentru această plecare, pentru această problemă legată de bani, de muncă, da? Pentru că aici mi-apare mai mult legat de afaceri, de bani, de muncă decât de dragoste, iar voi aici mi-apare că veți avea regrete, voi sunteți deja într-o stare de tristețe, poate unii dintre voi nu mai aveți relație cu partenerul și voi aici aveți această nostalgie, această tristețe după acea persoană pe care ați pierdut-o, de care v-ați despărțit, cu care nu mai sunteți, dar este vorba și de o hoție, da? A fost vorba și de niște interese legate de bani, de drumuri, de afaceri, niște comori ascunse, ca să zic așa, ochilor voștri. Voi sunteți aici o persoană care, poate sunteți și o persoană care, orică vorbiți prea mult, sunteți mai, de vă dați drumul la gură, mai bârfiți, mai nu știu ce, orică aveți parte de o astfel de femeie, da? Deci voi sunteți în acest moment cam bârfite, vi s-a stricat, să zicem așa, imaginea din cauza unor persoane care bârfesc, da? Iar circumstanțele în afara voastră par, nu vă sunt favorabile, să știți. Aici îmi pare că orică cealaltă persoană vă vede ca pe un rival, ca pe un dușman, orică aveți dușmani, da? Care nu vă lasă să aveți relație cu persoana iubită, că aici îmi apar dușmani, un spion, un rival, cineva care vă este rival, da? Deci o persoană care vă urmărește, care încearcă să vă pună bețe în roate. Dar, iar în viitor aici mi apare că
situația va fi că nici voi vorbiți prea mult, poate vă faceți prea mari speranțe sau poate nu sunteți suficient de sinceri cu cealaltă persoană sau poate că nu aveți de-a face cu o persoană prea sinceră, sunt doar vorbe, da? E vorba de inconstanță, nu este o relație constantă, nu este o relație serioasă, poate să fie și acest lucru. Iar în următoarele 3 luni, 6 luni, mai târziu mi-apare despărțire, deci nu pare că relația se va reface, deși peste 6 luni de zile tot distanțare, singurătate mi-apare aici, da? O stare de decepție, o stare de tristețe, de nesatisfacție, neîndeplinirea dorinței, poate chiar și o dușmănie. Poate să ajungeți la mult să fiți, să rămâneți ca dușman, deci nu. Aici vi se cere poate că voi să vă găsiți pe altcineva, să vă găsiți o altă persoană sau poate că veți afla că cealaltă persoană este și căsătorită, s-a și căsătorit între timp sau deja avea o căsătorie, dar se comporta doar pentru că avea niște interese de bani cu voi sau acolo unde era el, pe el interesa doar banii, afacerea, serviciul și avea aventuri acolo pentru că era la distanță de familia sa. Spre exemplu, pentru că aici mi-apare o hoție, deci o nesinceritate, călătorii legate și de bani, da? Deci are niște comori ascunse undeva și face drumuri pentru asta. Deci posibil să fie deja combinată cealaltă persoană. Deci nu vă văd împreună nici peste două săptămâni, nici peste 3 luni și nici peste 6 luni. Bineînțeles, să ne spun că este o energie, este o etalare generală, depinde de la situație la situație. Și haideți să vedem și la a treia variantă ce vă așteaptă pe voi în următoarele 3 luni cu persoana iubită, dacă veți avea cu această dragoste, bucurii, vești, vă veți fi împreună, apare o împăcare aici, mi-a se grăbește îndrăgostitul, se grăbește să vă facă o serenadă, posibil să existe o dragoste, să vedem, sau să vă îndrăgostiți între timp, să vă apară o nouă dragoste, să vedem ce apare. Ce va fi în următoarele 3 luni cu persoana iubită, așadar, da? Dacă va fi ceva sau nu. Aici îmi pare că sunt speranțe, visați poate și la o vacanță, la o călătorie, dar există poate și multă mândrie, mult orgoliu între voi sau mai există și rivalități, da? Deci există neliniște poate și din cauza unor rivalități. Mai sunt da, și alte persoane care visează la persoana iubită sau că persoana la voi mai visează și alte persoane și atunci apare o concurență între să vedem sau aveți de-a face cu o persoană foarte mândră și orgolioasă pentru că este foarte curtată, foarte iubită de alte persoane, da? Deci are pe multe persoane care își doresc o relație cu aceasta, da? Și atunci așa mai făloasă, mai orgolioasă, da? Deci se simte foarte apreciată, da? Deci fie că e femeie, fie că e bărbat. În prezent există aici o falsitate, o hoție, o minciună, o trădare, deci nu trebuie să aveți încredere, sau nu există încredere în acest moment între voi, poate să fie și o astfel de situație, că nu există încredere. Poate să fie vorba că există și niște energii negative, poate să fie vorba de farmece, de vrăji, magie neagră, deci poate să fie vorba de influența unei magii negre între voi care să vă țină la distanță, să nu vă lase să vă apropiați, poate să fie și acest lucru sau pare să fie vorba de niște minciuni, niște falsități, trădări sau va trebui să vă comportați unul cu altul, să fiți mai șireți, vă trebuie, e o chestie, o șiretenie aici, poate la mijloc, sau, mă rog, un plan, să zic așa, da? Pentru că îmi pare că situația în jurul vostru trebuie să o tratați cu mai multă, să nu tratați cu lejeritate, să fiți mai prudenți. Pentru că aici pare să fie o șmecherie ceva, o falsitate, o hoție, da? Deci nu îmi pare o chestie sinceră, orică din cauza anturajului, orică sunt persoane în jurul vostru care se opună, mi-apare așa o situație care e de înșelătorie. Cu toate că în trecut poate au fost motive de bucurie, da? A fost o atracție între voi, da? A fost o puternică atracție între voi, momente de bucurie. În următoarele 2 săptămâni aici, posibil să vă apară situația în care să-și ofere serviciile, să zic așa, să vă sprijine, să vă
să vă caute chiar, să dorească să aibă cu voi, să comunice cu voi, să vă dea sfaturi bune, să fie pe cont propriu, vrea să facă lucrurile pe cont propriu, sau voi vă veți fi liber, vă veți elibera. Poate să fie și o astfel de situație, să aveți o întâlnire cu această persoană, să vă protejeze într-un fel. Posibil că voi să fiți într-un anturaj prost, poate nu persoana iubită este într-un anturaj prost, poate voi, în jurul vostru, circulă așa o energie negativă, persoane care poate vă obstaculează această, deci vi se cere prudență, că de-aia am spus și aici, deci situația din jurul vostru, o relație, pentru a avea relație cu această persoană, pentru a vă îmbunătăți relația cu această persoană sau pentru a vă întâlni cu această persoană, trebuie să fiți prudenți, pentru că e foarte posibil să existe niște influențe malefice sau mai poate să fie vorba că chiar nu puteți avea încredere în această persoană, da? Este o persoană care, pentru că și în următoarele 3 luni aici mi apar niște secrete, mi apar niște rivalități, mi apare o situație în care trebuie să vă faceți poate o strategie ca să depășiți niște obstacole. Deci poate aveți nevoie de o strategie, să vă ascundeți poate gândurile, sentimentele, pentru că se pare că, am zis, ori aveți parte de magie neagră, există niște persoane care se opun relației voastre, orică această persoană, nu știu ce să zic, nu este ceea ce pare, da? Cu toate că voi aici, voi în mintea voastră, voi vă doriți poate să găsiți o soluție, să aveți o rezolvare, să aveți reușită cu această persoană, dar dificil, mai degrabă concentrați-vă pe muncă, pe câștiguri, pe servicii, sau între voi nu poate să fie decât o relație de servici, de muncă. Spre exemplu, mi-apar aici multe obstacole, da? Deci rivalități în următoarele 3 luni și în următoarele 2 săptămâni există o șansă, pe cont propriu, poate dacă luați voi inițiativa, deci să nu vă așteptați la alte persoane, va trebui voi să vă luați inițiativa sau să găsiți pe altcineva, poate. În orice caz, aici mi-apar o situație tare ciudată. În primul rând că voi vă simțiți parcă legați de mâini și de picioare, parcă sunteți singuri, abandonați, sunteți într-o stare în care nu aveți încredere sau va trebui să fiți mai prudenți, să stați, să reflectați înainte de a acționa. Cealaltă persoană poate că își dorește, e mai prudentă și cealaltă persoană. Își dorește o intimitate, își dorește o casă, sau, da, are niște obstacole și cealaltă persoană, da? Deci, totuși veți putea primi sprijin, puteți să primiți sprijin dacă veți comporta poate ca o persoană mai drăguță, mai generoasă, mai deschisă, să ajutați. Că și cealaltă persoană pare o persoană foarte generoasă și deschisă, dar atmosfera din jurul vostru, condițiile, poate și cu această pandemie, poate și cu anturajul vostru sau cu celelalte persoane sau amândurora, există multă falsitate, lingușeală aici, vorbe false, minciuni, trădări, înșelătorii, poate chiar și... Da, deci pentru că mi-apar obstacole, mi-apar această pisică, da, niște persoane care se bucură, da, deci vor să petreacă, da, deci vor ca să petreacă practic niște petrecăreți, deci poate că are anturajul în care de petrecăreți, spre exemplu. Iar în viitor, în următoarele 6 luni de zile, orică veți avea o amiciție, să zic așa, cu această persoană, dar nu o relație intimă, orică pe cealaltă persoană își va găsi pe altcineva, poate o persoană mai tânără. Deci în 6 luni de zile puteți să rămâneți tot la un nivel de prietenie, de amiciție, ca să zic așa, nu se va... sau va trebui să vă integrați, poate, în grupul său, în anturajul său, da, există speranțe peste 6 luni de zile, în 6 luni, dar depinde aici, mai e o chestiune legată și de bani, poate să fie mai mult interes de servici, cum am zis aici, că voi ar trebui să vă consolați cu câștigurile, cu o afacere, cu munca. Și trebuie să fiți foarte prudenți, să nu acordați prea multă încredere, nu vă dezvăluiți secretele, da? Deci aveți de a face, pentru că există, se pare că în jurul vostru se învârte cineva, aici pare ca un traficant,
Deci aveți grijă voi, tinere, femei, ce sunteți mai în vârstă sau mai puțin în vârstă, pentru că poate această falsitate, această situație în care vă aflați este din cauza unor traficanți. A unor traficanți care încearcă să câștige din combinațiile astea, relațiile astea, da? Deci poate de aceea vă și strică imaginea, se strică imaginea, da? Se creeze poate impresia că sunteți altceva decât sunteți. Pentru că cineva vrea să câștige, vrea să vă... Mi-apare aici aceste bărbați care se petrec, da? Și acest traficant, o persoană de neîncredere. Deci, vă puteți regăsi în una în aceste situații, orică aveți de-a face voi cu partenerul vostru, partenera voastră nu este o persoană de încredere, este o persoană petrecăreață, o persoană care îi place să zboare dintr-o relație în alta, nu are o constanță, nu știe ce vrea, e mai tânără, poate, da, vrea să se distreze, orică există anturajul cuiva al vostru sau al celelalte persoane, prieteni, familie, care nu vor să aveți o relație împreună aici, există, încearcă să vă strici, dar mai degrabă cum vă pisica asta așa aici, și obstacole și traficantul, mai degrabă aș spune că aici sunt niște anturaje proaste, aici sunt niște anturaje cu interese materiale, că legate de casă, că văd și aici casa, văd și banii aici, afacerile, văd și aici, da, și aici văd aici starea de singurătate, de abandon, ca și cum ați fi, ca și cum vă leagă și vă închide undeva, da, deci îmi apare o stare de izolare, de singurătate. Deci atenție, că voi vă simțiți abandonat, parcă și familia va izolat, să nu mai sunteți nici cu, nu mai aveți nici prieteni, sau nu mai aveți încrederea. Poate să fie și acest lucru, da? Deci atenție așa, dar că pe voi aici încearcă parte, într-un fel cumva să vă atragă în niște situații neplăcute, cu toate că pare cealaltă persoană, parcă nu pare ea vinovată, cât anturajul, da? Deci e interesantă. Acum nu țineți cum că suntem în etalogenă, dar în orice caz nu vă văd împreună, decât în următoarele 15 zile există șansa să aveți aici o, poate o revedere, să aveți o protecție, să aveți o reușită oarecare, dar nu va dura mult pentru că după 3 luni de zile apar din nou această stare de dușmănie, de agresivitate, de obstacole și care pot fi depășite, dar cu multă dificultate dacă vă faceți o strategie, niște planuri. Da, trebuie să fiți mai ambițioși, să vă faceți o strategie, să fiți prudenți, să nu vă spuneți planurile, să nu vă spun, poate de-aia vi se cere izolare, da? Deci nu vă spuneți planurile, nu nici cu prietenii apropiați, de cine vă place, cu cine vreți să fiți și așa mai departe. Că se pare că există niște anturaje proaste sau niște invidii, gelozii, da? Deci cărțile au apărut aici, nu vă sunt circumstanțele favorabile prea mult. Cam asta e tot ce vă pot să... Sau cealaltă persoană poate să fie vorba că nu își dorește în acest moment o... Nu are încredere să-și facă o relație, mai degrabă vrea ceva lejer, o aventură, da? Și mai târziu, în 6 luni, aici mi-apare o altă tânără. Sau voi va trebui, poate să fiți mai... Să vă comportați ca niște persoane tinere, da? Să vă distrați, să vedeți această relație mai mult ca pe o distracție. Acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că următoarele 3 luni de zile vor fi excelente pentru toată lumea în realitate, că veți avea cu persoana iubită parte de o relație plină de dragoste și armonie. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube Crista Rod și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!